Salutare fraților, eu sunt Aroxel și bine ați revenit la un episod din seria noastră de Meting Doreo pe serverul Phoenix, fraților. Înainte să înceapă acest episod, v-aș ruga să nu ezitați, apăsați acel buton de like pentru că mă motivează și așa o să postez și eu mai des și cu mai multă plăcere. Ce vreau să fac astăzi este să deschid niște ciocolată din asta pentru că e cam nebunie cu ea și cu eventul ăsta de Valentine's Day. Acum ideea e că n-am luat prea multă ciocolată, am luat aproximativ 50 de bucăți, cred că sunt 47 aici. Bine, și puteți număra. Așa, și vreau să le deschid pentru că vreau într-un fel să arăt că e ok să le deschizi, adică merită să le deschizi. Pentru că până la urmă nu știu cine le-ar cumpăra, că am văzut în shop-uri că ies la 250k bucata sau 200k sau 300 sau chiar 400, am văzut. Dar în orice caz, în afară de mine sau alții care pur și simplu vor să facă un opening, nu știu cine le-ar cumpăra, pentru că oricum m-a picat de jos. Da, și vreau să vă arăt că într-un fel se merită să le deschizi decât să le arunci. Și că haideți să vedem drop-ul. Bineînțeles, drop-ul nu este chiar wow, nu este cine știe ce. Bine, acum dacă aveți șaman că puteți să deschideți și trandafiri, dar na, asta e partea a doua. Uite, vorbim de trandafiri și e chiar unul pe jos aici. Așa, hai să terminăm cu vorba și să trecem la treabă. Deci, licoare de viteză, perfect. Am început bine. Ia să deschidem așa. Da, deci după cum vedeți, uite, e pare de atac. Foarte bine. După cum vedeți, dropurile sunt ok, putem spune. În general, astea sunt foarte în regulă. Să zicem ce mai picat. Deci bine, na. Bă, dacă stai să te gândești pentru început, gen de-abia să începi cu meti, nu știi, și să n-ai iteme, să n-ai bani de icori, într-un fel e în regulă evenimentul, că uite, îți dă... Bine, vinul ăsta e de căcat, dar uite, îți dă licoarea vitezei, îți dă licoare de atac, îți dă elixir de ăsta de PV și PM. Deci e destul de în regulă. Ia să mai vedem. Ia să lăsăm, uite, din nou licoare de atac. Și se pare că a picat și o carte ajutor dragon. Deci până acum, uitați că am făcut 15 licori de viteză. Ia, hai să mai deschidem, să vedem dacă mai pică. Ia, uite, mai picat licori de viteză atac. Și cutie Teddy Valentino. Asta ce trebuie să fie? Dun cursulețul Valentino, în combinație cu ciocolata amuletă, vei obține și un bonus adițional de set cu 20% XP. Bă, sincer, nu știu dacă e în regulă cutia asta, nu știu care e faza cu ea. Să o deschid, să nu o deschid, bă, poate e rară, poate nu e rară, poate pana mie, cine știe. Oricum, nu am văzut-o prin shop-uri. Dar hai să schimb chat. Ce fac cu cutie Teddy Valentino? Adică bun cursulețul Valentino, ce ar trebui să însemne asta? E un pet ceva? E... Nu știu ce căcat ar putea fi. Chiar nu știu. Bă, dar în orice caz, deci cam ăsta ar fi drop-ul. N-am făcut nimica prea lung, că nici nu prea mai am idei, trebuie să mai cresc pe oră. Am făcut level 46 pe Aroxel și după ne băgăm tare pe farmat, nu știu unde, să văd cum rezist, dacă aș putea să rezist pădure roșie pe la level 55, cu toate că nu cred că nu am iteme chiar
extraordinare, dar na, putem să încercăm. Oricum mai vreau să-mi iau și niște abanoși și așa m-aș ridica puțin din pădure roșie și în orice caz na, aș beneficia și de mănușirea alea, adică n-ar mai trebui să ne îndropeze cineva și na, ar fi destul de în regulă. Bă, eu sincer vă recomand să nu cumpărați, adică doar dacă chiar vreți elixirul ăsta de PV și elixirul de PM, cu toate că nu prea știu de ce ai vrea neapărat așa ceva. Într-un fel beneficiezi de licoare de viteză și licoare de atac, dar nu știu ce să zic, mai ales dacă ai mount. Na, fiecare cum crede, eu zic că nu se merită, adică din 47 de bucăți de ciocolată, cam ăsta ar fi drop-ul, 21 de licoare viteză, 15 licoare de viteză mișcare și na, astea. Și cu cutia asta nu știu ce se întâmplă. S-o deschid? Ia-mi mă s-o deschid. A, deci e pet, da, acum zi e pet. Păi dacă știam... Bă, oare pot să pun... Pot să pun... Stai, da, acum... Nu zice, stai așa cum greșit. Așa, opa, fără greșit. Am înțeles. Da, stai că trebuie iar să aștept 10 secunde, în fine, nu mai contează. Da, mersi de explicație, foarte bine. Așa, bă, deci e destul de în regulă că îți dă 20% XP, dar e cam aiurea că e gen numai pentru o zi. Acum ar fi interesant să poți să-i dai biscuite, cu toate că mă înșel, cred că e pentru oră și, doamne, pentru oră, pentru o zi. Și atâta nu cred că merge să-i dai biscuite. Cu toate că dacă ar merge, ar fi foarte ca lume, adică ai permanent 20% XP. Da, na, v-am zis. Nu aș crede, totuși. Ar fi deja prea OP. Da, deci cam ăsta ar fi, nu știu, opening-ul, să zic așa. Într-un fel merită să deschizi, adică na, dacă spică decât să le arunci, vedeți și voi, merită să le deschizi, mai ales dacă sunteți începători. Mă, na, pana mea. Faceți cum vreți, de cumpărat nu știu cine le cumpără. Na, eu v-am zis, am cumpărat numai așa ca să arăt pe video un mic opening. Na, deci cam atâta pentru acest episod. Nu uitați să intrați și pe Discord, pe serverul meu de Discord, pentru că vă las în descriere. Și na, aștept să ne strângem cât mai mulți acolo, eventual mai jucăm un meeting, mai, eu știu, mai vă anunț când mai filmez, mai facem o caterincă, mai, și ne mai uităm la meme-uri cu meeting, pana mea. Și da, nu uitați să vă și abonați, să dați un comentariu dacă vă place, dacă nu. Puteți să-mi dați și sugestii de videoclipuri. Și da, până la viitoare vă zic, pa, pa!